Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela. Hai să fac și eu cu o baghetă, să vă fac cu mâna cu o baghetă, că așa e mai elegant. Vin în fața voastră, după cum ați văzut în titlu, cu o etalare pe care n-am mai făcut-o de ceva timp. Și am tot stat așa pe gânduri ce format să prezint, am mai multe idei, o să le vedeți pe parcurs. Și cred că în funcție de format vin și anumite mesaje. Am simțit în această seară să prezint trei opțiuni, cum fac în general, dar folosim cărți care nu sunt pentru aspecte financiare, dar ar putea să ne arate sau să vă arate niște puncte interesante în viața voastră sau în ceea ce aveți de făcut. Și am fost ghidată să aleg aceste trei opțiuni, alb, gri și negru. Vedeți? Nu e doar yin și yang, este și o zonă de mijloc, de gri. Acum, voi gândiți, am încercat să-mi adaptez, după cum vedeți, și cărțile albe, gri și negre, ca să vă mai ajute eventual în alegeri. Acestea sunt cutiile. Cărțile mele, King of Hearts, Tarot, Wild Unknown și al 13-lea Tarot sau by Necro, mai dark. Puteți să vă puneți pauză și să vă alegeți. Zic eu că e cam cazul, doar o să mai folosesc și alte cărți și sfaturile. O să folosesc, să vedem. Eu știu, vedeți și voi. Și cărțile pentru cele verzi, evident, despre bani, despre bani, despre carieră, neapărat despre bani. Aceste de cărți se numește Scopul în viață. Scopul în viață și au câteva cărți care țin nu doar de spiritualitate, de dragoste, dar și de carieră. Și să sperăm că apar într-un anumit context suficient de clar pentru voi ca să vă ghideze în ceea ce aveți de făcut. Așadar, să le dau pe acestea la o parte. Au venit câteva cărți. Da, la fiecare a venit câte o carte. Cei care ați ales albul, această piatră, haolit, nu le știu la toate denumirile, dar la aceasta știu. Haolitul ține de vindecare. Ați ales acest set de cărți, făcut de mine, nu știu dacă are legătură în alegerile voastre, dar și nici faptul că nu știu exact dacă are legătură cu King of Hearts. Dar, interesant. Din cărțile pe care, eu știu, le-am făcut și sunt multe, sunt peste cele clasice, a venit 9 de cupe și la capătul setului de cărți 10 de cupe. Ce spune mie această informație? Îmi spune că, în general, sunteți oameni sensibili. Că arătați, că nu arătați, sunteți oameni sensibili. Poate unii, interesant cum vin mesajele, poate unii lucrați în sănătate, sunteți vindecători, practicați niște tehnici alternative de vindecare, aici corespund cu voi și vă înțeleg. Sau sunteți psihologi, dacă țin de inimă, psihologi sau consilieri într-o anumită formă, poate chiar și artiști. Ideea este că, orice ați fi, în primul și în primul rând, în această perioadă, poate că în general, dar în această perioadă, vă doriți, 9 de cupe, să vă împliniți un vis. Un vis care vă aduce mai aproape de 10 de cupe, de fericire totală. În spatele acestui 10 de cupe este un turn, un eveniment neașteptat, o separare, de ce? De 3 de cupe. Poate de un suflet pereche, poate ați fost puși într-un triunghi amoros sau într-o colaborare, că vorbim totuși de chestiuni care țin de bani, 3 de cupe înseamnă și un anumit tip de colaborare sau prietenie, care dintr-un anumit motiv, cel puțin unul, poate voi îl știți, nu a mers, 9 de spade și 3 de cupe. Triunghi amoros care vă dă durere de cap, nopți nepierdute sau prieteni sau, repet, colaborări care nu au fost tocmai cele mai reușite. Din acest motiv a apărut turnul. Separarea, evenimente bruște, dar și trezirea. Trezirea că ce? Că vreți fericire, măi. Voi vreți fericire, vreți să faceți ce vă împlinește sufletul. Și cred că acesta este un mesaj foarte important. Din acest motiv ați ales albul pentru că ține de vindecare, dacă au fost triunghiuri amoroase sau colaborări, repet că poate nu fi musa, e vorba de dragoste și nu e de vorba de dragoste, dar apare King of Hearts, interesant, da? Dragoste, dezamăgiri și moarte. Moarte și renaștere. Și 8 de monede era. Dorința de a munci. Da, vreți să munciți, dar vreți să nu să faceți orice, caneica.
Nu orice caneica, vreți să vă împliniți niște visuri și tot deschid la valetul de cupe, la regele de cupe. Sunteți fir sensibile. Nu, știți că nu banii vă aduc fericirea, ci ceea ce faceți vă aduce fericirea. Și iar mai știți că lucrând cu drag, în hobby-uri, în activitățile care vă plac, vă atrageți și abundență. Dar haideți înainte să scoatem cărțile, să vedem un mesaj, mai vedem două dacă o fi nevoie. Cariera în această perioadă, numărul 1. Și am avut așa o pulsație, acum în timp ce am oftat la nivelul chakrei, a cincea, inimii. Ceva se întâmplă la nivelul inimii. Ori iubirea aceea care v-a produs suferință vă îndeamnă, știți, un șut în fund, un pas înainte, vă îndeamnă să vă explorați aspecte ale voastre pe care nu le-ați explorat, să vă mai vindecați încă o dată niște chestiuni, dar, repet, unii dintre voi clar sunteți vindecători, de când v-ați născut sunteți vindecători, poate, repet, unii lucrați în psihologie, în medicină, poate chiar profesori, predați ceva, eu știu, ia uite. Sunteți pe calea cea bună. Și nici nu trebuie să vă spun eu. Da, uite, o spun, da? Alb, 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 lumină, emoții, curcubeu. Sunteți pe calea cea bună. Unii dintre voi sunteți foarte interesați de ascensiune, dar vorbim totuși despre bani. Știți că în acest proces de transformare și de ascensiune și de vindecare, trebuie să vă mai împământeniți. Tot zic împământeniți, dar cred că e altfel cuvântul. Împământați. Trebuie să vă conectați la energia Gaia, la energiile pământului, să fiți totuși și cu picioarele pe pământ, nu doar cu capul în aer. Și glumesc un pic, pentru că nu sunteți cu capul în aer, nu, nu, de acolo vă extrageți voi energia aceea vindecătoare. Sunteți pe calea cea bună. Interesant, apare, sunteți susținuți de îngeri și aveți de scris. Ce frumos, mă bucur de acest mesaj. Mă bucur de acest mesaj. Aveți de scris despre bucurile voastre, despre tristețele voastre și iar apar aceste pete albe, mari, acest înger care vă ghidează. Poate Rafael pentru unii. Interesant, poate faceți bani din scriere, poate faceți bani din vindecare, poate faceți... Și chiar dacă este tarot, tarotul nu vindecă, dar aduce clarificări. Tarotul nu e cale spirituală, v-am mai zis, este spiritual în funcție de cine face tarotul, pentru că tarot a fost practicat și la joasă vibrație. Da? Nu vorbim de vestitele mama X, mama Y, care au făcut averi din tarot și din vrăji și din ghicii. Da? Însă, fiecare îl face cum îl reprezintă. Și dacă eu îl fac într-un fel, colega îl face altfel, tarotul este în funcție de cel care îl face. Așadar, dacă sunteți spiritual și tarotul este spiritual și vindecă pe alții, da? Am simțit nevoia să adaug acest detaliu. Mai simt nevoia, pentru că n-am mai făcut de carieră. Mai simt nevoia de o carte. Hai, încă una. Ia uite. Let go. Am zis că vă vindecați, apare calul alb. Trebuie să vorbiți. Trebuie să vorbiți, interesant, asta sunt mesaje în plus. Trebuie să vorbiți, să scrieți. Felul în care vorbiți vindecă, felul în care vorbiți educă. Da, vorbiți și educați în acel. Am zis că sunteți profesori unii dintre voi, poate chiar spirituali. Dar trebuie să vă conectați și la energiile pământești, terestre. Da, să vă faceți timp pentru corpul vostru, atenție, că vorbim de carieră, dar mai apar și semnale legate de sănătate și să vă conectați la mediul în care sunteți. Poate unii trebuie să aveți sau știți că v-ați dori, ar fi indicat ceea ce faceți, repet, să fie spiritual, să vă ajute să vă eliberați de niște suferințe, de niște dezamăgiri, eventual în dragoste, dar nu neapărat, poate să fie și în familie, poate să fie și profesionale. Unii dintre voi probabil trebuie să lucrați cu natura, cu animalele, cu copiii. Vindecați, am zis, de mai multe ori. Direcții spirituale, dar hai să mai primim câteva cărți. Nici un set de cărți au fost făcut musai pentru care, dar le adaptăm noi. Numărul 1. O dată, de 2 ori, de 3 ori și pe M.
Sinege apărut. Patru de spade. Are logică. Prințesa de cupe. Ține de ce am spus mai devreme. 9 de cupe, iar revine. Da? 9 și cu 1 valetul de cupe 10, pe care l-am prezentat mai devreme. Să clarific? Parcă totuși. Nu țineam o să clarific, dar... Niciuna din cărțile pe care le am... Hai, totuși clarificator. Curățăm cărțile pentru clarificator. Patru de spade. Patru de spade înseamnă vindecare. Un timp pentru voi. Analiză, meditație. Asta ar trebui să faceți. Să meditați, să vă conectați la îngerii voștri. Pentru că știți că trebuie să lăsați în urmă o mare, mare dezamăgire. Acum, repet, poate cea din dragoste nu e atât de mare ca altele care vă țin pe loc. Patru ține de casă. Poate o dezamăgire acasă. Dar trebuie să vă puneți gândurile în ordine. Dom'le, vedeți, interesant. E bun și setul meu de cărți, da? Doi ași cu vârful în jos, doi ași cu vârful în sus. Cu alte cuvinte, blocați ce nu vă priește, blocați ce vă păcălește în ascensiunea voastră, blocați oamenii care v-au blocat. Și faceți cale către oamenii care stau în fața voastră drept și sincer. Faceți cale oamenilor cu mintea clară, cu gândurile în ordine și voi trebuie să vă puneți gândurile în ordine. Să triați un pic. E o curățare mentală. Am zis, meditație, conectările îngeri, prințesa de valetul de cupe sau prințesa de inii. Exact ce am zis mai devreme. Comunicați din suflet, acel orator, comunicați din suflet, sunteți pe calea cea bună în momentul în care comunicați despre problemele voastre, cum v-ați vindecat, cum căutați vindecarea. Îi vindecați și pe ceilalți, îi alinați. Este Sfântul Graal. Este Sfântul Graal. Interesant, aici este o inimă. Este un as de cupe în această cupă. Da? Un as de cupe este. Dragostea voastră rămâne în pofida tuturor încercărilor prin care ați trecut. Și în primul rând, dragostea față de cei din jurul vostru. Eventual trebuie să vă protejați sufletul. Învățați că trebuie să vă protejați sufletul. Și învățați și pe alții cum se protejeze, eventual. Și comunicând, le dați speranță, că nouă de cupe înseamnă speranță. Le dați speranță multora. Vă dați speranță și vouă. Cu alte cuvinte, ajutându-i pe alții, vă ajutați și pe voi. Simțiți o stare de bine în momentul în care îi ajutați pe ceilalți. Că, repet, dacă ați avut o problemă, aș spune mai degrabă o dezamăgire. Cel puțin una. Dacă nu chiar mai multe, o serie de dezamăgiri. Că nu întâmplător ați ajuns pe această cale și căutați lumina, albul. Nu mai știu ce vreau să zic. Am terminat ideea, nu mai știu. În fine, m-a furat un pic dezamăgirea. De aia zic, țineți-vă mintea în ordine. Patru de bâte. O dezamăgire acasă. Patru tot apare. Patru de bâte. Da, blocaj mental. Ați fost într-un blocaj mental foarte... Dar vă detașați cu șase de bâte, cu șase de spade. Vă detașați și mergeți către echilibru financiar, că am văzut șase de monede. Ia, la capătul... deci totuși a fost un magnetism. Însă, magnetism, transformare și trei de spade. Da, o dezamăgire într-o poveste de dragoste. Poate ați iubit, poate sunteți genul care vă pune sufletul pe tavă sau dacă nu sunteți voi, ați întâlnit pe cineva în care și-a pus sufletul pe tavă. În fine, a fost regele de cupe. Au fost multe emoții, dar și dezamăgire trei de spade.
Dar ăsta e adevărul. Dacă ați avut de-a face cu oameni care v-au mințit, dacă ați fost puși într-un triunghi amoros sau într-o colaborare neproductivă, 3 de spade, 3 de cupe, mai mirare ar fi să nu fie și 3 de monede, deși am văzut 6 de monede. Dacă ați fost într-o colaborare nefructuoasă, neproductivă, lăsați-i pe ei cu minciunile, cu ușușanelele și mergeți voi către adevărul vostru. Eventual, în această vindecare și ordine mentală, aveți pe cineva care vă ajută. Poate sunt îngerii voștri protector, poate totuși e cineva. Dar, repet, dezamăgiri, transformare, moarte și renaștere și magnetism. Știți ce simt? Da, o fi fost, repet, o fi fost o mare, mare pasiune la un moment dat care va separa de flacăra geamănă, dar vă poate readuce. Însă vorbim totuși de bani și de carieră. Unii dintre voi ați învățat din marile dezamăgiri pe care le-ați avut să vă echilibrați emoțional, să-i vindecați pe ceilalți și să-i ajutați să se transforme, să renască. Și știți că această putere, mai aveți planete în Scorpion unii dintre voi, această putere vă atrage, că e magnet, vă atrage abundența. Am zis, voi nu trebuie să munciți zi de zi, deși aveți casa, nu știu, simțeam nevoia de casa 6-a Fecioarei, că ați ales albul. Albul pentru mine înseamnă curățenie, medicină uneori și asta ține un pic de zodia Fecioare. Și cred că ați muncit zilnic, de mulți ani. Unii dintre voi munciți de mulți ani, sunteți pe calea cea bună. Alții acum începeți, alții poate... Cineva, repet, v-a transformat viața, variază, dar aici este o mare schimbare. Moarte și renaștere, schimbarea unei atitudini. Știți că dacă sunteți în lumină, atrageți oameni care sunt în întuneric și care au nevoie de ajutor. Măi, ce cărți am făcut? Pupatea-și mama. Deși cartea nu asta vrea să transmită, dar uite, transmite acum mai mult. Aici este o funie aurie, o panglică aurie între cei doi. Posibil trebuie să învățați și mai mult despre flăcările gemene și să transmite și altora. Și în primul rând, voi trebuie să fiți în lumină și flăcările gemene trebuie să fie în lumină. Dacă cealaltă flacără rămâne întuneric, e problema lor, voi trebuie să fiți în lumină pentru că mai aveți mulți oameni de ajutat. Că vă faceți lucrarea colectivă, că nu vă faceți, că vă faceți singuri... Nu contează, important este să vă faceți lucrare pentru că o faceți din suflet, repet. Dacă v-ați întâlnit flacăra geamănă, ai o altă poveste, altă chestiune. Însă, hai totuși să clarific. 4 de spade, odată. Clarificăm 4 de spade. 4 de spade ține de o descriere chiar. Descriere, ia uite, justiția, 4 de spade. Ați experimentat lucruri nedrepte, trebuie să vorbiți. Ia uite, băi, deci nu se poate, am dreptate. Nu știu cât lucrați voi în justiție, poate unii, câțiva, dar majoritatea sunteți vindecători. Și vindecătorii aduc echilibru și justiție în viața celor pe care îi vindecăm. Ia uite, regina de spate. De aia zis, trebuie să aveți mintea clară, 4 de spade. Asta e dezamăgire, 3 și cu 1, da. Au fost niște secrete. Mintea clară are și marea preoteasă. Dar, între întuneric și lumină, ați ieșit din programări. Ia uite, 3 de monede. Un blocaj într-o colaborare neproductivă, aș spune. Dar, în fine, un blocaj. Au fost niște probleme. Prințesa de cupe, hai să vedem. Vorbim de carieră, dar ea ca prințesa de cupe și regele de monede. Interesant. Da, cineva v-a mințit. Interesant. Cineva v-a mințit, nu, sau cel puțin, opa, aspecte pe taur, pe fecioară și pe gemen, balanță, vărsător. Acum regretă că v-a mințit. Cineva nu a vrut. Acest rege de monede, ați avut de-a face poate cu un personaj într-un contract, într-o căsătorie sau tradițional, cu ceva finanțe, dar care v-a mințit, nu v-a arătat cât simte pentru voi, în fine. Și interesant, vorbind de carieră, v-a afectat cariera această poveste. E diavolul.
o pasiune. Măi, magnetism, nu degeaba. De-aia zic magnetism, obsesie, atracție peste limita suportabilului chiar. Dar nu o decupe. Vă vindecați, sunteți pe calea ce bună, lăsați, let go, lăsați nedreptatea. Lăsați pe cei care se concentrează pe bani mai mult decât pe suflet. Voi ați vindecat, voi ați chemat. Acum e problema lor dacă vor veni. Apare faetonul, s-ar putea să vină cu faetonul. Însă, faetonul vă atrage atenția că voi trebuie să mergeți către steaua voastră. Ia uite. Patru de monede. Țineți la banii voștri. Poate nu aveți așa de mulți, dar țineți la banii voștri. Și cu banii aia pe care aveți, vă puteți împlini voi dorințele. Fiți precauți în investiții. Încercați să studiați contractele. Dar iar apare o dezamăgire. Probabil acest personaj care nu a vrut să se deschidă emoțional și mental față de voi, regretă. Însă, nu asta ne interesează foarte mult. Vorbim despre banii voștri. Regele de monede poate să facă, să fie profesor. Justiția vorbește despre avocați sau oameni care vor să manifeste dreptatea într-o anumită formă. Că vorbim totuși de carieră. Poate lucrați în domeniul justiției unii sau, dacă nu voi, cei cu care ați avut de-a face. Însă, aici este subiectul vostru la care ar trebui să meditați. Cum să fiți în echilibru și cum să fiți în adevăr, dincolo de toate let go, dincolo de toate problemele, dezamăgirile în viața personală, pentru că au apărut multe cupe. Încă vă influențează la nivel emoțional și fizic acea atracție pe care ați simțit-o voi față de cineva. Regele de monede este profesor. Știți, este un profesor, este un om bine ancorat într-un cerc de profesioniști. Poate de acolo voi trebuie să faceți bani prin vindecare. Vă mențineți acum echilibru lucrând la visurile voastre, la speranțele voastre, care nu includ doar, sau nu se limitează doar la a ajuta pe ceilalți, doar a crește spiritual, doar la a fi corect, cât poate și la niște chestiuni care țin de artisticitate unii dintre voi. Unii, nu toți. Dar voi rămâneți așa cum sunteți, repet. Concentrați-vă pe ce vă place, să faceți ceea ce vă place și vor veni, interesant cum vine mesajul, vor veni oameni care vă vor contacta pentru a colabora cu voi. Oameni care vă vor oferi bani. Cu alte, vedeți ce interesant, justiția, echilibru, karma, dreptatea și banii sunt aici la bază, deasupra sunt mintea clară și emoțiile frumoase. Știți? Cu alte cuvinte, voi știți că lăsând în urmă ce este toxic, vă menține stabilitatea în această realitate prin o atitudine precaută, echilibrată, profesionistă, dar în mod special prin aceste, și aceste trăsături susțin aspectele emoționale. Și repet, nu sunt niște simple sensibilități. Și spun așa, poate într-un mod ironic. Nu. Repet, voi lucrați, aduceți fericire în viața multora. Aduceți fericire. Și asta este justiția. Fiți în echilibru. Justiția, eremitul, varianta mică. Fecioară, taur, capricorn, văzusem, însă, balanță. Casa contractelor. A relațiilor pe termen lung. Orice contract, orice ofertă vi se arată în această perioadă, analizați-o bine. Analizați-o bine. Vă împlinește sufletul? Nu doar că vă aduce bani și stabilitate. Știți bine că nu asta e suficient la voi. Vă împlinește sufletul?
Este ceea ce vreți voi să atrageți sau nu este? Că sunteți în transformare și nu mai vreți dezamăgiri. Vreți să fiți în echilibru emoțional. Interesant. Posibil pentru unii dintre voi, dacă un personaj acum o să vă influențeze, interesant cariera, dacă a apărut acest mesaj la o etalare care ține de bani, un personaj care v-a greșit, care nu a fost corect cu voi, se gândește cum să vină să fie corect. Se gândește cum să fie personaj stabil, cum să vă susțină visurile și posibil se gândește cum să-și ceară scuze. Voi oricum lăsați în urmă, în urmă, pentru că ei trebuie să se transforme, ei trebuie să se transforme și când se vor transforma, măcar o parte, vor veni în continuare înspre voi pentru că îi atrageți, că voi sunteți lumina. Sunteți pe calea cea bună, a fost prima carte, sunteți pe calea cea bună, așadar, știți voi mai bine, intuiția vă spune exact ce aveți de făcut. Interesant, ia uite, be humble. Fiți modești, în sensul frumos al cuvântului. Nu lăsați mândria, orgoliu, dorința de autoritate sau de a avea ultimul cuvânt, deși nu cred, dar totuși, dacă ceva, ia uite și gândiți. Intrați în putere, în puterea voastră. Renunțați la control. Și asta înseamnă multe. Apare primul pătrar în Taur și apare Taurul și aici. Dacă ați avut de a face cu oameni care au vrut să fie în control și la locul de muncă și în relațiile de familie și în relațiile de suflet, renunțați voi la control. Let go. Release. Da? Și mergeți cu răbdare pe calea voastră, care este, vă va aduce fericire, mai nu știu de câte ori să explic, dacă am fost înțeleasă, vă va aduce fericire. Voi trebuie să vă regăsiți puterea. Și puterea, repet, e în sufletul vostru. Aproape vindecat. Eu zic că sunteți vindecați în principiu, chiar dacă ați mai trăit încă o dezamăgire. Însă, chiar dacă sunteți în lumină, chiar dacă ascensionați, chiar dacă sunteți pe cale să mai împliniți un vis, ceva frumos, rămâneți totuși modești. Mie îmi place atitudinea asta la maxim. Sper că o să povestesc o dată despre lucrul ăsta. Ia uite. Va veni un moment în care va trebui să conduceți. Am zis că sunteți profesor, spiritual, psiholog, eu știu ce. Și chiar dacă nu sunteți, un anume grad de profesionalism se simte în felul în care oferiți ajutorul, valetul de cupe. Oferiți ajutorul din experiență, patul de spade. Nu vorbiți ca să vă aflați în treabă, că valetul comunică. Am uitat de ce am pus eu de lampa sacrificiului. Ați făcut atâtea sacrificii, lampa sacrificiului. Pentru cine m-aș mira să fi citit cineva cele 7 lămpi? Wow, da. Ați sacrificat foarte mult, de-aia sunteți pe calea cea bună. De-aia va veni dreptatea, de-aia trebuie să renunțați la tristețe. La tristețe. Interesant, acum simt acest inorog că vă atrage într-o nouă direcție, aproape idealistă, dar poate cineva ține foarte mult la voi, repede, și vrea să vă susțină, dar trecând peste acest mesaj, voi trebuie să țineți patru de monede, iar patru, să țineți la visurile voastre, la idealurile voastre, că inorogul ține de idealism, țineți la ele, pentru că fără ele am senzația că vă pierdeți. Nu știu, poate că semănați cu mine.